A vrut să-și apere fica de 17 ani și a ajuns la spital. Un bărbat din Galați s-a ales cu lovituri la cap și pierderi de memorie după ce a fost bătut de mai mulți indivizi. Omul a vrut să le ceară socoteală pentru că i-au rupt fusta adolescentei pe stradă, dar s-a ales cu pumni și picioare în față. Ziua, în amiaza mare, o gașcă de cartier s-a luat de o adolescentă pe stradă. S-a legat de pata mea. Ce i-au făcut? M-au agresat-o în fața casei. M-au tras-o de fustă. Fata a venit plângând la mine. Băi, de ce s-a întâmplat? Tatăl nu a suportat o asemenea umilință și a sărit în apărare. Am ieșit afară să discut cu fratele respectivului, după care au mai apărut vreo 10. Și v-au lovit? Da. Cu ce v-au lovit? Nu știu. Nu mai știe pentru că are pierderi de memorie. Un bărbat, în vârstă de 45 de ani, cu un traumatism craniocerebral prin agresiune. Pacientul prezintă și o plagă la nivelul scalpului. Este stabil hemodinamic în acest moment, dar are ușoare tulburări de memorie. Bărbatul de 45 de ani nu mai ține minte cum arătau toți agresorii lui. Pe cel care l-a lovit la cap l-a văzut însă bine. Polițiștii s-au dus să-l viziteze, dar au dat numai peste sora lui, care i-a luat la înjurături. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, însă suspectul nu a fost găsit la domiciliu. În schimb, sora acestuia a fost sancționată contravențional pentru tulburarea ordinii și liniștii publice cu amendă în valoare de 500 de lei. Suspectul este și acum căutat de polițiști și în funcție de câte zile de îngrijiri medicale va primi victima lui, se va stabili și încadrarea juridică a faptei pentru care va fi cercetat. Ceilalți agresori nu au fost încă identificați.